ho 6 minuti di competenza in Romania, pentru a ocupa funcția pe care acum desfășoară activitatea. Mă întorc după 6 luni la invitația domnului primar și echipei domniei sale să vorbesc cu voi. Vă închipuiți ce sentimente am acum, pentru că Buzău mă leagă de Buzău, mă leagă foarte multe. Buzău, practic, mi-a creat represiunile și mi-a creat identitatea mea de român buzoian. Așadar, domnule primar, vă mulțumesc foarte mult pentru onoarea pe care mi-ați făcut-o de a declara cetățeanul onoarea municipiului Buzău. Este o onoare pentru mine. Nu știu dacă aș fi meritat-o, dar apreciez extrem de mult faptul că reușiți, că doriți să creați modele și să oferiți modele. Mulțumesc dumneavoastră și echipei pe care aveți lângă dumneavoastră, pe care întâmplător o cunosc și de care mă leagă foarte multe amintiri. Și aș vrea să vă mulțumesc că eu, pentru că onorați fiii și fiicele Dumnezeului și că încercați prin programul dumneavoastră care a trecut dincolo de faza de proiect și a devenit o inspirație, o motivație pentru tânăra generație buzoiană, dar și pentru colegii mai în vârstă, pentru care nu putem să spunem decât că avem un deosebit respect.